stimați telespectatori, suntem la emisiunea Ș Școala Gorjană. Vorbim astăzi despre uh, Liceul Tehnologii Țicleni, uh, liceu care de curând a primit uh, un nou titlu de școală europeană. Suntem împreună cu domnul profesor Mihai Strate, directorul acestei instituții de învățământ, care îi spunem bun revenit în studioul uh, NSA TV. Bună seara, vă spun și eu dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și mă bucur că sunt din nou invitatul emisiunii noastre, de altfel țin să vă felicit pentru această emisiune care este foarte urmărită în rândul cadrului didactice și elevilor și consider eu că pe noi ne-a ajutat foarte mult această promovare pe care am avut-o în cadrul emisiunii noastre. Vă mulțumim, e o, o idee, să zicem, unul din obiective este de a pătrunde cât mai mult în această masă foarte mare a elevilor profesorilor și bineînțeles a părinților, iar faptul că ați beneficiat de o prezență constantă la această emisiune se datorează rezultatelor, ați, ați avut cu ce să ieșiți în față, iar una dintre aceste performanțe este acest titlu de școală european obținut recent pentru care vă felicităm și poate ne dezvăluiți mai multe despre, despre această competiție, mai ales că nu e, nu e ușoară deloc uh, să, obținerea unui asemenea titlu. Bine, e adevărat că trebuie să îndepliniți niște condiții, să aveți niște lucruri ca să faceți, ace, să faceți uh, această înstire, dar pe de altă parte, uh, nu, e deloc, uh, nu e deloc minor un asemenea titlu. E totuși uh, titlul de școală europeană, să ne gândim că sunt doar vreo 60 de școli pe an. Da. Ori trei ani că sunt, deci, practic, în acest la nivelul țării, avem sub 200 de școli cu acest statut, dacă facem cât de cât un calcul simplu. Raportarea numărului de școli da. vine cam 1%. Da. Într-adevăr, sfârșitul acestui an școlar ne-a ne surprins plăcut. Pot să spun că am candidat pentru prima dată anul acesta la titlul de Școală Europeană. Acest lucru, bineînțeles, exact cum menționați și dumneavoastră, cum remarcați, a fost posibil datorită numărului destul de mare de proiecte europene pe care l am derulat în ultimii trei ani de zile. Fiindcă se evaluează activitatea din punct de vedere al dimensiunii europene pe ultimii trei ani de zile, se evaluează planurile manageriale pe cei trei ani școlari, planul de dezvoltare instituțională și tot ceea ce. Face școala pentru a, a, a căpăta o dimensiune europeană. Pot să vă spun că a fost destul de, destul de greu de întocmit dosarul de candidatură. Dar după ce am obținut rezultatul, acum pot să mă declar mulțumit și nu îmi pare rău deloc de efortul care l-am depus pentru, pentru a putea depune această candidatură. Am avut numai puțin de 10 proiecte europene derulate, e unul din factorii care contează cel mai mult în acordarea acestui titlu și n-au fost deloc ușor de, de câștigat și apoi de implementat. Proiectele europene care se desfășură sub egida fostului program de învățare pe tot parcursul vieții Comenius, acum pe Erasmus+, și care sunt finanțate de, de către Comisia Europeană prin Agenția Națională ce ține de minister, au o anumită rigurozitate și se evaluează dosarul de candidatură, se evaluează aplicația pur obiectiv, pe baza rezultatelor și a activităților ce se depun în respectivele proiecte am avut foarte mulți elevi implicați în în aceste proiecte de-a lungul ultimilor 3 ani de zile. Am făcut un bilanț, numai puțin de 65 de elevi au beneficiat de de aceste proiecte practic Deschizându-le noi orizonturi, au, au făcut stagii de pregătire practică în străinătate, au, făcut, au participat la schimburi de experiență, și profesorii au, au avut burse pentru studiu în străinătate, au participat la cursuri de formare și diverse mobilități în cadrul acestor proiecte. Deci, una peste alta, mă declar foarte mulțumit de, de acest rezultat pe care l-am obținut. Și chiar pe drum venind către dumneavoastră, încercam să-mi fac un bilanț al ultimilor patru ani de zile, fiindcă săptămâna aceasta se împlinesc patru ani de când am acceptat acest post de, de conducere în cadrul liceului. Deci s-a dus primul mandat, cum se spune. Primul, primul da. mandat și mă bucur că rezultatele se văd și nu am muncit degeaba. Atât profesorii cât și elevii din școala noastră sunt mulțumiți și obțin rezultate la diverse concursuri și, și Olimpiade la care participă. Da, e dintre, să spunem așa, dintre liceele din afara Târgujului, unul dintre cele mai importante. Pe domeniul tehnologic este da. cu siguranță liceul pe care îl conduceți. Aveți experiența proiectelor europene, pentru școala europeană mai contează și alte lucruri, contează și documentele, cum sunt făcute, da. sunt multe altele, dar e adevărat, factor, unul dintre factorii determinanți se referă la proiectele europene pe care le derulați în continuare, aveți o experiență deja în domeniu și cu siguranță nu vă veți opri aici. Însă, acest titlu de școală europeană. Cred că mai înseamnă și altceva. Și asta ar trebui să explicăm cumva și telespectatorilor, de fapt, sau ce dorește Ministerul, faptul că, să spunem așa, dacă ar veni niște elevi tot din Anglia, chiar dacă a apărut Brexit-ul, da. dacă ar veni să învețe la țicleni, învățământul din țicleni, din liceul tehnologii țicleni, ar face față cerințelor elevilor din Anglia sau de oricare țară. Deci ați avut deja prin proiecte asemenea colaborări, așa că... Am avut și vă spun că unul din rezultatele pe care le-am remarcat, în special în în actitudinea elevilor școlii noastre care au participat în, în numeroasele proiecte pe care le-am derulat, a fost stima de sine cu care se întorceau din aceste proiecte și mândria că noi învățământul românesc este încă la un nivel foarte înalt, zic eu, poate pe undeva peste anumite, anumite sisteme de învățământ din Uniunea Europeană. La noi încă se, se învață foarte multă carte. Marea majoritate a școlilor tehnologice cu care am, am avut parteneriate am observat că au un număr mult mai puțin mai mic de ore, au un curriculum mult mai lejer decât cel din sistemul românesc de învățământ, însă se bazează foarte mult pe partea practică, deci pe partea aplicativă și asta încercăm și noi și prin proiectele viitoare, nu vă nu vă ascund faptul că intenționăm să realizăm și un campus tehnologic în cadrul liceului nostru, având deja baza avem două internate, unul dintre ele sperăm să, să intre într-un proces de reabilitare cât de curând. Sperăm de asemenea atelierele școlare să reușim să le dotăm printr-un proiect POR. Deci încercăm să, să, venim în, în întâmpinarea dorinței elevilor de a de a merge mai mult pe partea practică și de aceea am înființat de 2 ani de zile și școala profesională, mergem foarte bine pe această școală profesională, există cerințe. Săptămâna trecută a fost s-a încheiat prima etapă de înscriere la școala profesională și am fost plăcut surprins că aproape s-au completat toate cele 28 de locuri din prima etapă. Mai sunt încă două în derulare până în toamnă și elevii care vin la școala profesională uh, au, înțeles, uh, au înțeles faptul că România are nevoie și de, de meseriași, așa cum știți și noi suntem în parteneria cu OMV Petrom, și derulează o campanie cu România Meseriașe, acordă 200 de burse elevilor de la învățământul tehnic și profesional din județul nostru și ne bucurăm că au înțeles atât elevii cât și părinții că este nevoie de, de meseriași și uh, nu, nu, putem să facem toți trei, univers, trei Nu toți facultări. cu mapa, mai trebuie și cu sapa, cu cum se spune. Da? Într-unul din, din proiecte am remarcat faptul, am avut foarte multe parteneriate cu școli din Turcia, din multe regiuni din Turcia, și deși nu este țară membră UE, dar este o țară cu economie emergentă, una dintre cele mai puternice, zic eu, la ora actuală din lume, uh, doar 15-20% din absolvenții de liceu merg mai departe în învățământ universitar. Restul preferă să se angajeze imediat de cum termină studiile medii, fiindcă există cerință, deci au cerință pe piața forței de muncă de oameni calificați în diverse domenii de activitate. Și la noi, eu sper ca economia care este în curs de dezvoltare să. Să solicite locuri de muncă în, în calificări pe care noi le aveam întotdeauna, pe mecanici, pe electricieni, sudori, sondori și așa mai departe, pentru, pentru că este nevoie de, de, de forță de muncă. Chiar cei de la OMV ne solicitau să, să avem în vedere faptul că în următorii 3-4 ani de zile foarte multă. Foarte mulți angajați ai dânșilor vor ieși la pensie și trebuie să, să asigure pe undeva un, un flux nou de, de, de personal calificat în domeniul petrolier. Apropo de acest concurs anunțat și în care se face selecția în Gorș, da. este este deci beneficiarul anul acesta, Tata se ține la Bran, în zona da. Bran. Avem și de copii de la Țicleni care vor fi în această tabără, uh, ce știți? Sunt, am înțeles, un număr de 15 elevi care par vor participa în această tabără, uh, însă noi sperăm ca în colaborarea pe 15 care o avem... de la Țicleni? Da, sau da, 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 ah, da. E foarte bine, da. Uh, noi sperăm ca în colaborarea pe care o avem cu partenerul nostru strategic, pot să zic, uh, în localitatea țicleni, practic este o localitate monoindustrială, industrială e industria extractivă de Petrol și gaze naturale. Cei de, la, cei de la OMV derulează deja de 2 ani de zile pe lângă acest program cu România Meseria, și mai au un program se cheamă Școala Petroliștilor. Și deja au un număr de 3 școli, școli 3 profesionale. Școli sau clase? Clase, 3 da. clase din Târgoviște, Pitești și Moren, dacă nu mă înșel unde practic subvenționează, pe lângă bursa pe care o acordă statul român de 200 de lei pe lună celor care urmează școala profesională, mai vin și plusează cu încă 500 de lei pe lună. Sperăm noi să obținem și noi în anul școlar următor această, ca să zic așa, subvenție din partea agentului economic pentru a-i stimula și mai mult pe cei care vor să învețe o meserie și e o meserie, una zic eu, dintre cele mai bine plătite la ora actuală din lume după domeniul IT, cred că nivelul de salarizare cel mai mare e în industria petrolului chiar dacă barilul a mai scăzut, a început să-și revină și mai revenit și... De benzină o să avem nevoie mult timp de acum înainte, și cred că. Da, partea cu mașinile electrice, încă e departe de ca să acopere necesarul de deplasare, de mișcare a oamenilor în ziua de astăzi. Vorbim de, de un, un liceu cu rezultate, vorbim de proiecte vorbim de o relație, pentru că baza materială a crescut și pe relația foarte bună pe care o aveți cu comunitatea locală, cu administrația locală. Da. N-am putut să abordăm da. acest subiect, Asta că noi am mai discutat că eram pe vremea campaniei da. electorale, ar fi fost cu totul altceva. Să Acum fi că nu mai da. suntem în campanie electorală, vreau să mulțumesc public în special domnului primar Radu Constantin care iată și dânsul și începe al doilea mandat și a început de curând al doilea mandat de primar al orașului Țiclen și și l-a început în forță chiar a... la întâlnirea cu ministrul educației cu Am la decenaraia da, de și, și, școli, și domnul primar alături de, de, de domnul școală, inspector școlar general, general da. pentru că nu nu pot să nu îi să nu mulțumesc public și de câte ori am ocazia și în privat și nu pot să nu remarc faptul că este, să zic, în proporție de 90% meritul dumnealui pentru tot ceea ce a făcut față de învățământul din localitatea Țiclelui, nu numai față de liceu, cât și de școala gimnazială. A fost o implicare la, la care, sincer, nu m-am așteptat acum patru ani de zile când am acceptat uh, acest, acest post. Uh, nu credeam, fiindcă sunt absolvent al liceului din cicleni, m-am născut în cicleni, trăiesc în cicleni, nu mă așteptam, era visul, ca să spun așa, pe care îl aveam atunci când eram elev, de a, de a putea învăța și de a putea profesa într-o școală la un nivel european. Nu, put, nu nici acum nu -mi vine să cred că s-a putut realiza acest lucru în numai patru ani de zile, având o experiență mai puțin fericită cu câteva mandate înainte, când efectiv nu, nu se investea deloc și nu se punea accentul pe învățământul din, din oraș. Și mă bucur, fiindcă a, a devenit astăzi și un pol de atracție față de, de uh, elevii absolvenți ai școlilor gimnaziale din multe localități limitrofe, dar și mai îndepărtate. Vă spun cu surprindere că mai mult de jumătate din uh, elevii liceului tehnologic Țicleni nu au domiciliu în localitatea noastră și vin din diverse locații beneficiind și pe undeva și de, de suportul pe care îl asigurăm că noi punem la dispoziție transportul gratuit de vreo 4 ani de zile pentru toți elevii și e un lucru care cred eu că îi determină să să urmeze pe ca să fiu rău prin alte părți, e un fost primar, da, a încerca, da, a încerca să desfințeze liceul, că nu sunt foarte mulți da. de, de acolo, din comunitate. Iată că totul da, e primar. Da, da. Iată că contează foarte mult învățământul și ce faci la nivelul școlilor, contează în ochii alegătorilor până faptul la Faptul că, așa cum spuneam, domnul primar și-a început mandatul în forță cu un procent de aproape 90% din, din voturile ale, alegătorilor, consider eu că pe undeva uh, se datorează și faptului că s-a plecat asupra, asupra învățământului și păi a, până a reușit. În viitorului localități. a reușit să. pregătim viitorul prin acești elevi da. și ei, la rândul lor, vor duce comunitatea mai departe. Bine, din nefericire, care rămân în țară, că unii mai și pleacă. Așa cum remarcați, foarte mulți, foarte mulți am observat. Astăzi, practic, am încheiat și prima etapă a examenului de bacalaureat. E vorba de competențele care se organizează în școală și am fost neplăcut surprins de numărul mare de absenteism al absolvenților de clasa 12-a. Deja, din câte am înțeles cei care nu au participat la probele acestea de competențe, deja sunt plecați din țară. Deci nu, nici măcar nu mai stau să susțină examenul de bacalaureat sunt uh, atrași de mirajul uh, câștigurilor din străinătate, foarte mulți nu realizează până când nu ajung la fața locului, de aceea noi încercăm prin aceste schimburi de experiență pe care le avem și foarte mulți din elevii noștri care au participat în străinătate în alte școli și au luat contact cu alte culturi și civilizații europene și au dat seama că nu este chiar atât de roz situația nici din celelalte țări europene care au fost afectate unele chiar mai rău decât noi de, de această criză globală și sunt, din punctul meu de vedere, mult mai multe oportunități uh, pentru, pentru tinerii în România. Sunt foarte multe programe și proiecte pentru tineri, în special între 18 și 40 de ani, uh, cu fonduri nerambursabile care, prin care pot să-și dezvolte una, o, o anumită afacere. Pot să investească în agricultură, în turism, în uh, meșteșuguri și cred pe undeva că acesta, este și, acesta va fi și motorul care va, 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 contribui la dezvoltarea economică a întregii țări, fiindcă așa cum știm cu toții industriile, mare, marea, industrie a României nu mai există, nu mai sunt acele locuri de muncă mult visate de toată lumea la stat, cu un salariu sigur și la un loc cât mai cald. Acum fiecare trebuie să, să încerce să-și dezvolte pe antreprenoriat diverse măsuri de, de de asigurarea unui câștig și automat să contribuie și la contribuțiile la bugetul de stat. Da, pentru că pe viitor au nevoie fiecare de, să zicem, de suportul statului. Dar ar fi de discutat acum și spuneați faptul că totuși sunt foarte mulți absolvenți care nu mai dau bacalaureatul, dacă au nevoie de el. Pe piața occidentală da. contează ce știi să faci și mai puțin ce diplomă ai, că tot la muncă te duci. Exact. La tot, la noi, în general, încă în România, se pune accent pe... ca să iei un post, trebuie să ai și diplomele necesare. Așa este, dar vedeți, dumneavoastră, și examenul acesta de, de bacalaureat, care nu se organizează de, de un an, doi, și are o istorie în, în învățământul românesc, și a schimbat, zic eu, radical însemnătatea și semnificația lui. Dacă până înainte de anii 90 era un examen formal, cred că procentul de probabilitate era undeva între 95 și 100%, nu se punea accent pentru că era acel concurs de admitere în învățământul superior. Astăzi practic examenul de bacalaureat îți asigură accesul în mediul universitar și de aici. Consider eu că este bine că s-a insistat foarte mult pe rigurozitatea și seriozitatea organizării acestui examen în, în, ultimii ani de zile, fiindcă exista riscul dacă se continua așa cu procente în acestea de 90-100% și uh, se ajunsese la, să zic, la rezultate mai puțin uh, relevante și care relevau într-o măsură mai mică nivelul de cunoștințe ale elevilor. Țin minte că la un moment dat se organiza pe bază de grilă, erau 100 de variante, aveau răspunsurile în buzunar și pur și simplu trebuia doar să transcrie niște grile și obținea 100 de puncte. Media 10 la bacalaureat, intra mai departe la facultate și ajungea să ne plătească nouă mai departe pensiile. Ori eu cred că acum cei care reușesc să promoveze examenul de bacalaureat merită acest lucru și merită în continuare să urmeze Deci o, cu siguranță o sunt mai bine pregătiți decât cei care luau bacul, da. laureat cu ani în urmă. Și să vede asta și prin scăderea procentajului la, de, de probabilitate la bacalaureat unde, așa cum vă spuneam, de la 90-100% s-a ajuns la nivel național undeva între 50 și 60% în ultimii ani de zile. Da, și procentul e dat de un procent mai mare la liceele teoretice, cum e și normal, undeva 90% și media la tehnologie este undeva 35-40%. Tot acolo ne încadrăm și noi ca învățământ tehnologic și acum nu intrăm în, în metodologia de, de organizare a examenului, dar consider că nu este un, un, examen just pentru cele două categorii, pentru cele două filiere de învățământ. Adică e același examen și pentru filiera teoretică și pentru filiera tehnologică și la fel și pentru filiera vocațională nu poți să concurezi la, la un concurs uh, cum să vă spun, dacă, dacă nu pleci din uh, poziție egale, de pe, cu aceleași șanse. E normal pe undeva elevii care urmează filiere teoretice și se pregătesc în special la materie de bacalaureat să obțină rezultate mai mari decât cei de la filiera tehnologică, unde știți că nu se pune accent. Se intre și cu evaluarea rațională picată. Deci se intre da. și cu acele medii de 2-3, deci gândiți-vă că trebuie să-l luați pe la de 2-3 și să și la, la, 6. la minim 6, Ceea ce este la foarte un liceu greu teoretic, sau imposibil. Intră cu 9 sau 10 și termină, deci reușește să finalizeze cu minim 6. E mult mai... De, de multe ori să dăm de vorbă cu colegii care conduc instituții de învățământ pur teoretice și puneam în balanță cine muncește mai mult. Cel care ia un elev, așa cum spuneați, în clasa 9 cu media de admitere 2 sau 3 și reușește totul să-l aducă la, la, nota 6 de promovare a sau cel care îl primește cu nota 10 și eventual promovează cu 7, să zic, bacaloratul. Deci e pe undeva, e o muncă foarte grea. Eu vă spun că am făcut niște eforturi în ultimii 2 ani de zile, sperăm să se și vadă acest lucru în rezultatele de, la, de săptămâna viitoare de la bacalaureat am făcut, am asigurat pregătire gratuită pentru elevi, colegii mei s-au implicat foarte mult în lucru la clasă, în pregătirea examenului de bacalaureat, însă vă spun că surprinderea este neplăcută atunci când, când vezi lipsa de interes. A, mari, a, a multor elevi nu, sunt, nu nu participă la aceste genții de pregătire, nu sunt interesați, așa cum vă spuneam deja, unii dintre ei au și plecat din țară, N-au participat nici la prima parte a examenului de bacalaureat. Însă, noi nu ne pierdem optimismul, și, așa cum vă spuneam, am reușit în ultimii doi ani de zile să ne și reprofilăm oarecum, să asigurăm absolvenților de clasă 8 -a din, din orașul nostru și posibilitatea de a face liceu teoretic. Avem acum o, o specializare nouă la profilul uman, specializarea filologie unde și examenul de bacalaureat se promovează mai ușor, fiindcă sunt alte materii, nu se mai dă la matematică sau la informatică, se dă la uh, istorie și geografie, e mai ușor, ca să zic așa, de, de atins obiectivul acesta de uh, finalizarea studiilor liceale. Și în ultima, în ultima vreme, uh, tocmai se sizând pe piață nișa asta a absolvenților de liceu fără diplomă de bacalaureat, uh, și văzând că suntem... Uh, la fel ca toate celelalte școli, în special din mediul rural sau în mediul urban mai cu puțin locuitori, nemai având materie primă în speță elevi, fiindcă natalitatea este așa cum este, în cădere liberă, ca să putem asigura în continuare locurile de muncă și să putem să ne menținem pe, pe piața ofertei educaționale, am venit cu o școală nouă, o școală pozicială pe care am înființat-o anul trecut și care deja merge și zic eu, merge foarte bine. Sunt destul de solicitate profilurile și calificările pe care le oferim. Vin, vin absolvenți de liceu atât din localitate, dar și din localitățile din împrejurimi, fiindcă la fel oferim o calificare, în special la școala de maestri, în domeniul petrolului și gazelor naturale, foarte cerută atât în țară, cât și în străinătate. Foarte mulți absolvenți ai noștri, să știți că Urmează cursurile Universității de Petrol și Gaze de la, de la Ploie și merg mai departe și lucrează atât în țară la companiile din, din România, dar foarte mulți lucrează în străinătate și, zic eu, lucrează în alte condiții și pe alte salarii decât cei care se duc în construcții sau se duc la, la munca de jos. Am tot vorbit, telespectatorii au putut să vadă în ultima lună și jumătate cel puțin oferta școlară pe care o propuneți elevilor mai mici sau mai mari de clasa 9 sau iată și generațiile mai vârznice. Haideți să o repetăm așa cu argumente la cei care se uită la noi, mai ales că săptămâna viitoare deja sunt la faza în care pot să depună acele opțiuni pentru clasele de liceu. Da, anul acesta am venit cu o ofertă, zic eu, extrem de variată. Practic am, am oferit toate cele trei variante, toate cele trei filiere de, de învățământ posibile, atât filiera teoretică, așa cum vă spuneam, cu cele 28 de locuri la specializarea filologie, avem filiera tehnologică, unde, zic eu, ne-am consacrat prin domeniul acesta de electronică și automatizări calificarea operator tehnică de calcul este un domeniu, zic eu, foarte căutat și, și în fiecare an se se ocupă toate locurile fiindcă absolvenții își găsesc mai ușor, își găsesc un un loc de muncă. Am încercat și realizarea unei clase pe filiera vocațională profilul sportiv, însă deocamdată nu am avut nu am avut aprobat în planul de școlarizare și vom reveni cu această specializare cu siguranță în anul școlar următor, fiindcă este păcat de, de baza materială, așa cum remarcați noastră, care s-a făcut în școala noastră. Avem numai puțin de trei terenuri de sport, dintre care două în aer liber și unul acoperit cu suprafețe sintetice, cu toate dotările, sală de sport modernă. Și sperăm să, să colaborăm în continuare și cu primăria și cu agentul economic din zonă pentru a susține o astfel de clasă cu profil sportiv. Astea sunt cele trei calificări în învățământul liceal. Așa cum vă spuneam de 2 ani de zile, de când s-au reînființat școlile profesionale din, din România, am venit și noi pe, pe piață cu oferta aceasta în domeniul petrolului și gazelor naturale. Este o calificare mixtă, Oferim în fiecare an 15 locuri în domeniul petrolului și 15 locuri în domeniul gazelor naturale, și este o... sunt două calificări ce se întâlnesc doar în oferta educațională a liceului nostru, a școlii profesionale din cadrul liceului nostru. Chiar m-am uitat pe ofertele celorlalte școli din județ și ne bucură faptul că suntem singuri, fiindcă foarte mulți elevi care. Au pedigri, ca să zic așa, în domeniul petrolului și gazului naturale, fie prin uh, părinți, bunici și rude care lucrează în, în mediul respectiv. Uh, își îndreaptă atenția către, către această școală profesională, unde, așa cum vă spuneam deja, locurile sunt în proporție de 90% ocupate. Uh, pe lângă învățământul liceal și profesional, Așa cum vă spuneam, avem școala de maestri, unde avem calificarea de maestru mecanic în domeniul petrolului și gazelor naturale și școala pozicială, unde anul acesta am propus două calificări, una în domeniul informatic, e vorba de echipamente periferice și birotică și una în domeniul auto, e vorba de transport auto intern și internațional. Încercăm, așa cum vă spuneam, să, să ne reprofilăm, să, să venim în... Uh, în așteptările elevilor și a absolvenților de liceu care merg mai departe la școala pozicială cu calificări și cu specializări actuale, de actualitate și cu care să își poată găsi un loc de muncă mai bine plătit. Da, este foarte important acest lucru. Avem și câteva mesaje, de fapt deocată sunt, sunt doar două. Unul vă întreabă așa, domnule director, sunt un locuitor al uh, sat, satul Târgu Cărbunești, dar nu zice ceva, e un sat. Târgu Cărbunești sat, probabil. Da. Sau Florești, Crețești. Ba, sunt sat, da, cred că satul Târgu Cărbunești vrea să zic. Uh, cum ne puteți ajuta ca și copiii mei să ajungă la dumneavoastră, la aici? o mai rămâne acea mașină care trecea și pe la noi? Da, e vorba de transportul gratuit da, pe care probabil. îl oferam, dacă la asta se referă telespectatorul. Cu siguranță avem deja contractul încheiat și pentru anul școlar următor cu, cu agentul economic din zonă și sperăm noi, odată cu schimbul ce se va face, se tot vorbește de preluarea de către un alt agent economic, a operațiunilor de extracție din, din localitatea noastră. Indiferent cine va veni, noi, atât școala cât și domnul primar care ne-a fost alături, vom solicita ca acest sprijin, ca să zic așa, practic e vorba de un contract de sponsorizare între, între agentul economic și noi, care ne oferă anual suma de care avem nevoie pentru a putea plăti aceste autocare și cu siguranță... Pe ce trasee merg aceste auto dacă toți suntem în acest capitol? Deci avem... Uh, Sau auto... mergeau? Că acum merg în continuare da, și acum, pentru că noi încă n-am -am, -am, luat vacanță. Învățământul tehnologic, așa cum știți, se prelungește până vara... Până la 15 iulie, nu? Chiar 29 iulie am observat clasa profesională, clasa 10 m-am uitat pe planul de învățământ, au practică acum și mai și finalizează practica aia pe 29 iulie. Uh, deci avem uh, din... Uh, 5 direcții în fiecare dimineață, autocarele de care vorbea și telespectatorul noastră. nostru. E vorba din uh, orașul Târgul Cărbunești, uh, din uh, satele care aparțin tot de Târgu Cărbunești, Florești și Crețești. Uh, mai sunt de asemenea satele uh, Merfulești și Circulești care aparțin de Comuna Dănești. Deci avem uh, și de acolo autocare. Uh, și avem de la Târgu Jiu un autocar care deservește în special cadrele didactice care sunt foarte multe cadre didactice navetiste din din Târgu Jiu și cu ocazia asta mă bucur că am reușit să le și statornicim, ca să zic așa, nu mai ieșea transferul după un an, doi, așa cum o făceau până acum. Avem un colectiv de cadre didactice profesioniste și care își fac meseria, iar cel de-al cincilea traseu era până la sfârșitul acestui an școlar din satul Peștana Jiu, din comuna Bălteni. Protocolul pe care l-am încheiat uh, va face ca din toamna acestui an, o dată de începerea noului an școlar, să extindem această rută de la Peșteana-Jiu uh, până în comuna Plopșorul, la intersecția cu, cu satul Piscuri. Fiindcă avem foarte mulți elevi e și din... doritori care vin din această zonă și am zis să beneficieze și să aibă un acces mai facil la școală. Uh, drumul uh, a fost reabilitat... Uh, Acum 2-3 ani de zile drumul ce face legătura între Comuna Buldeni și orașul Târgu Cărbunești practic e drumul ce traversează localitatea noastră se ajunge foarte ușor acum înțeleg că domnul primar are în intenție și accesarea unor fonduri pentru, pentru construirea unui nou drum ce va face legătura și între Comuna Aninoasa și orașul Țiclen. E un... O, porțiune de drum neasfaltat de doar 7 km și astfel vom putea asigura transportul și elevilor, din, în special din uh, satele Sterpoaia, Poieni, aparțină, uh, aparținătoare de comuna Aninoasă. Avem foarte mulți elevi și de acolo și uh, le este greu să facă naveta acum, fiindcă sunt nevoiți să facă peste 40 de kilometri uh, col prin uh, Târgu Cărbunești ca să ajungă la școală. Acest drum direct, practic, uh, îi va situa la 10 km de școală și accesul va fi mult mai facil pentru că, cu siguranță, vom extinde transportul gratuit și către comuna Aninoasa. Da, foarte interesant și de viitor. Altcineva vă întreabă ce-l sfătuiți, spune așa, Uh, sunt un părinte nehotărât uh, sunt din Țicleni copilul meu este foarte bun la școala gimnazială acum sunt la ora în care nu știu ce să fac în condițiile în care media lui de final da. nu știu dacă e 5-8 sau a 8, dar nu spune dânsul este 9.86. Uh, ce mă sfătuiți? Să, rămân la, să rămână la Țicleni sau să, mear, sau să meargă la un liceu uh, teoretic din Jiu? Depinde acum de aptitudinile pe care le are copilul în cauză, sunt, așa cum o spuneam și la învățământul teoretic, sunt două filiere. E vorba de profilul teoretic real și profilul filiera teoretică, profilul uman. Dacă are aptitudini și abilități pe partea de matematică informatică, cu siguranță e bine să urmeze un astfel de profil. Dacă merge mai mult pe partea de filologie, în special absolventele de clasă 8 -a se îndreaptă mai mult pe filologie, băieții merg mai mult pe partea de matematică informatică. Noi am avut o pauză, dacă până acum școlarizam în fiecare an în profilul matematică-informatică. Am trecut acum o dată la 2 ani de zile înființăm acest profil. La anul, cu siguranță, o să avem din nou profilul în oferta educațională, pentru că am observat, ca să zic așa, foarte mulți elevi se feresc de acest profil, unde se studiază intensiv matematica, examenul de bacalorat este mult mai dificil și mai, mai greu de promovat și atunci am, am venit în întâmpinarea așteptărilor pe acest profil nou pe filologie pe care nu l-am făcut pur și simplu așa la o sugestie a unora sau altora, l-am făcut în urma unui chestionar pe care l-am aplicat atât elevilor din țicleni de 5-8, cât și elevilor din școlile gimnaziale din prejur. Și am observat că marea majoritatea lor fug de acest profil real teoretic, pe matematică, vă mărturisesc, nu pot să-mi dau seama de ce, inclusiv fica mea, care este în anul întâi la școala primară, are aptitudini mai mult pe partea umană decât pe partea reală. Nu știu unde se va merge, dacă se continuă așa pe... pe învățământul acesta de profil uman. Probabil că o să avem foarte mulți scriitori în viitor și mai puțini ingineri, dar... Uh... Sau foarte mulți profesori pe domeniile umaniste. În general, învățământul are foarte multe persoane pe mine și foarte puțini... Pot să spun că sfătuiesc sau sfatul meu pentru părintele care a întrebat... Uh... Uh, media 986 e o medie mare Nu știu la ce se referă, 5-8 sau clasa 8 -a. Dar oricum e o medie mare Urmează și examen, notele de la examenele naționale Care s-au încheiat astăzi uh, Eu pot să-l asigur că la... Liceul Tehnologic din Țicleni se învață carte. Cine vrea să învețe carte, nu pot să mă dau exemplu pe mine, dar cunosc foarte mulți absolvenți ai liceului din Țicleni care lucrează și lucrează în străinătate sau în țară pe posturi bine plătite, au, au terminat facultății destul de grele și renumite și uh, noi venim așa ca să spun în alternativa a celor două categorii de ele, fiindcă sunt împărțiți în două, de ce să nu recunoaștem, iar Partea majoritară, consider eu, că în zilele noastre a trecut de, de, de partea celor care studiază mai puțin intens. La liceul nostru, cine este interesat și cine vrea să învețe, o poate face cu siguranță. Noi încurajăm fiecare elev să meargă în funcție de aptitudinile și abilitățile pe care le are pe un anumit domeniu. Vă dau un exemplu. Dacă avem un elev care este bun la fizică, Uh, îl încurajăm să meargă pe domeniul respectiv și îl lăsăm mai ușor cu franceza, cu istoria sau cu celelalte materii. Am încercat pe cât posibil să, să uh, descoperim fiecare, fiecare elev, să-i să vedem care este profilul său și aptitudinile, și să-l încurajăm să meargă pe domeniul respectiv. Avem elevi care sunt foarte, sunt foarte buni pe partea tehnică normal că îi lăsăm mai ușor cu, cu partea umană a, a materiilor de studiu. Și în general încercăm să, să asigurăm un parcurs al elevului pe, pe, de-a lungul celor patru ani de, de liceu, astfel încât la finalul ciclului liceal să-și poată pune în valoare mai departe exact, ceea ce are mai bun în el. Deci nu, nu încercăm să fim, așa cum era înainte, școala la fel unitară pentru toată lumea și să facem aceeași lecție cu toți cei 30 de elevi. Mergem pe fiecare individualizat în parte și uh, pot să vă spun că unul din uh, uh, schimbările pe care le, le pregătim în această perioadă de, de vară, uh, sper să reușim să finalizăm până la începerea anului școlar următor, toate cele 8 săli de clasă pe care le avem, și cele 6 laboratoare, să, să fie dotate cu uh, un sistem din acesta electronic de uh, proiectare a, și cu tablă interactivă de proiectare a uh, lecțiilor în format electronic. Uh, acest sistem l-am văzut aplicat în foarte multe țări din Uniunea uh, din Europeană. Chiar sunt anumite sisteme de învățământ unde în fiecare clasă există câte un. Uh, Câte un ecran în acesta. Unde sunt ușor accesate toate lecțiile, și elevii din Turcia, de exemplu, beneficiază toți, indiferent că învață la țară sau la oraș, beneficiază de aceleași resurse informaționale și sunt mult mai atrași. Vă spun că învățământul românesc deja a trecut prin etapa asta de tranziție și nu se mai face așa cum se făcea înainte, doar cu Creta la tablă. Elevii sunt mai puțin captați de astfel de tipuri de oră. Am observat asta din experiența personală. Mult mai mult sunt atrași atunci când lucrează pe calculator, atunci când participă la lecții interactive în, și le sunt prezentate informațiile, și sub o altă formă decât verbală, așa cum eram obișnuit până acum, sau uh, în format uh, scris. Da, am mai venit între timp uh, un mesaj da, care, da, toată, stiua, toată stima pentru domnul director, istrate fiul al cicleniului. Pentru noi este o mândrie că sunteți la conducerea acestui liceu și pentru ce ați făcut, împreună cu domnul primar. Felicitări! Da, n-am decât să-i mulțumesc că... și mă bucură faptul că. Așa cum vă spuneam, satisfacția uh, lucrului bine făcut și a, a muncii, uh, cred că este ceea ce contează cel mai mult și ceea ce ne face și, să, și ne determină să mergem mai departe. Fiindcă, din punct de vedere pe cuniar, așa cum știți că lucrați în sistem, încă suntem departe de, de o motivație din acest punct de vedere. Bine, dacă ne luăm după declarațiile care le fac unii miniștri, a trebuit să, dacă nu ne convine, să ne luăm jucările să plecăm acasă sau să ne căutăm în alt domeniu. Uh, da asta e altă treabă, a fost subiectul emisiunii precedente. Dar pentru că ați trecut pe nesimțite la planurile de viitor, cu siguranță că ele există și pentru ne-a spus o parte din ele, ne-a dezvăluit. În esență, unde vedeți liceul din Țicleni în următorul mandat de patru ani, deocamdată? Tot are domnul primar un mandat de dus? Dar nu știți mandat. că mandatele sunt pe câte un an de zile? Da, adică aia mă de treabă, pot trebuie. Da. Uh, mie mi-e pe 31 august, ca și dumneavoastră. Da. Nu știu dacă o să mai continui, dar uh, îmi doresc. Să luăm varianta optimistă, da. da. Îmi doresc să menținem liceul din Țicleni, uh, cel puțin la, la nivelul european la care l-am adus. Vom continua. Vom aplica pe, pe noile programe uh, pentru noi schimburi și noi parteneriate cu școli din Uniunea Europeană, dar, uh, așa cum vă spuneam, intenția mea și a domnului primar, fiindcă uh, colaborăm foarte bine în acest punct de vedere, este uh, aceea de a pune accentul pe partea practică a, a învățământului, pe lângă filiera teoretică pe care vom merge în continuare, fie că e filologie sau matematică, informatică. Îmi doresc uh, din tot sufletul să reușim. Să aducem, și din punct de vedere tehnologic, baza materială, deci dotarea atelierelor și laboratoarelor liceului nostru la nivel european. Fiindcă mi-aduc aminte, acum 2 ani de zile, făceam practică cu, cu 16 elevi la un liceu tehnologic din Portugalia și am observat interesul pe care îl aveau elevii noștri în participarea la orele din cadrul liceului respectiv, pe partea, pe partea tehnică, practică, aplicativă. Făceau tot felul de roboți, era tot pe domeniul electronicii și automatizării și aveau cu ce face, aveau material didactic și profesorii calificați în domeniu dar în primul rând, eu cred că asta, asta ne lipsește, dotarea din punct de vedere al atelierelor. Noi am încercat, am reabilitat două ateliere, am început și mici dotări așa, dar... Nu, nu se ridică zic eu așa la un nivel pe care mi-l doresc eu, astfel încât elevul de la operator tehnică de calcul, dau exemplu. Să poată să facă practică în cadrul atelierilor noastre, la fel ca într-o instituție, la fel ca și într-o firmă în domeniu, da. într-o întreprindere pentru că asta ne lipsește nouă partea, practică. Dacă din punct de vedere al școlii profesionale stăm foarte bine, avem, cred că, cel mai mare laborator și mai bine dotat din acest punct de vedere, că întreaga schelă de petrol a orașului nostru este un mare laborator și elevii pot să participe și să vadă la fața locului și să deprindă aceste, aceste meserii. La partea tehnică, și vă eu acum intenția ca în anul școlar Următor, pe bugetul anului viitor, am discutat deja și Catedra Tehnică mi-a solicitat acest lucru, avem acordul de principiu și al primăriei de a reuși să facem din fonduri proprii, până o să reușim să accesăm alte fonduri, un laborator de electronică și automatizări unde să se poată desfășura la fel ca și în Portugalia, unde unde vă spuneam, în condiții dintre cele mai bune orele de, de practică. Da, este, este foarte ambițios ce v-ați propus, în același timp foarte necesar pentru că uh, unele, în foarte multe licee baza materială a rămas, atelierul a rămas aceea din uh, momentul 1989-1990, practic nu s-a mai investit în acestea, sau și dacă au fost întreținute, ele sunt depășite de mult din punct de vedere tehnologic. Uh, ce aș putea să vă spun având în vedere că ne apropiem de, de finalul emisiunii, uh, sunt, uh, sunt lucruri frumoase care se întâmplă la ciclentul de asta am tot uh, să zicem, am abordat acest uh, subiect, însă suntem la momentul în care elevii părinților. Uh, sunt la ora alegerii. Poate încă mă au dileme. Nu știu dacă cei din țiclen care e clar că vin în general spre dumneavoastră, dar poate mai sunt care încă au așa. Zic, bă, stai să vedem dacă mă deci să vin la țiclen sau nu. Ce le-ați spus? Dacă le-ați vorbit direct, dacă n-ați ajuns, că bănuiesc că au fost colegii care au mers prin diverse școli să-și facă, să prezinte ofertă școlară. Au fost școlară. atât colegii mei cât și da. eu m-am deplasat. Dar ce le-ați spune? Dacă la cei care se uită la noi acum, acele, elevilor în special sau părinților lor, ce ați, cu ce i-ați convinge dacă ați reușit să ajungeți la toți să vorbiți direct cu ei? În primul rând sper să nu fie foarte mult indecisi. Fiindcă am observat acest lucru atât la elevii școlilor gimnaziale, dar și la elevii noștri de liceu, marea majoritate nu, nu reușesc să se decidă și nu au o opțiune pentru viitorul lor personal și pentru cariera ce va să urmeze. Și de aceea eu am încercat să-i să determin să, să opteze și să, să țină cont. De, de visurile lor și de obiective și de țelurile pe care le au, pentru că doar dacă îți dorești să ajungi undeva, vei reuși. Dacă nu îți dorești, cu siguranță nu vei ajunge niciunde. Noi îi încurajăm pe toți cei care vor să ajungă la Liceul Tehnologic din Țicleni, facem foarte multe lucruri pentru a-i determina să, să vină în școala noastră, îi asigurăm de tot suportul nostru, atât al meu cât și al cadrelor didactice, suntem foarte apropiați de elevi și cred că asta se vede și pe site-urile de socializare, unde suntem în direct contact cu elevii, cu absolvenții noștri. Și pot să-i asigur atât pe părinții absolvenților de clasă 8 -a, cât și pe cei care vor urma cursurile liceului nostru, de întregul nostru sprijin și de faptul că vor urma cursurile unui liceu care va fi în continuare un liceu european. Vă urăm succes, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această și emisiune. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm, sperăm noi, mai devreme decât peste trei ani de zile, când cu siguranță vom candida la un nou titlu de școală europeană. Cu siguranță. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Domnul Mihai Strate, directorul Liceului Tehnologii Țiclene, a fost împreună cu noi în această seară. Mulțumim pentru atenție. La revedere. La revedere.